Sunt mulți cei care compară Dacia Lăstun, controversatul model din anii 80, cu prima mașină electrică Dacia, Sprinkle Made in China. Dimensiuni similare, dotări spartane, o mașină mică de oraș, mai ales pentru tineri, la un preț cel puțin decent. Ce au în comun cele două modele? Poate doar faptul că Ceaușescu se gândea să lanseze și o versiune electrică pentru Dacia 500. Unii au comparat Dacia Spring cu Lăstunul, alții cu Deutico, o altă mașină care a avut succes în România. Dacia Lăstun, sau Dacia 500, cum era cunoscut oficial, a fost gândită ca o mașină foarte mică, de oraș. Ideea a venit de la celebra Fiat 500, mașină care făcea furor la acea vreme în Europa Occidentală. Ideea lui Dacia 500 a pornit de la Dacia Service. Echipa de ingineri de acolo a tăiat un break cu gândul să realizeze o mașină mică, care era mai ieftin de produs și ușor de întreținut. Mapa mea de amintiri conține câteva mii de desene. Programul proiectul a fost, vă spuneam, aproape imposibil. Primul prototip a apărut în 1984, fiind botezat Greta. Ceaușescu l-a văzut și a cerut să fie modificat. Așa s-a ajuns la un altul botezat Student, ca o trimitere la tinerii care ar fi urmat să aibă posibilitatea de a-și achiziționa un automobil încă de la începutul drumului. Mașina a fost prezentată chiar de ziua dictatorului, pe 26 ianuarie 1988, cu un an înainte de punerea în vânzare, cadou pentru aniversarea de 70 de ani a lui Ceaușescu. Cum Dacia avea o producție bine conturată și de un real succes la acea vreme, s-a decis ca Dacia Lăstun să fie produsă la întreprinderea de autoturisme Timișoara, fosta Tehnometal. Mașina a fost lansată în producție de serie mică. Cu multă muncă, fantezie și investiții, ar fi putut să devină ceea ce este astăzi Smart sau alte mașini de oraș. Din păcate, a fost un proiect politic, ca tare s-au făcut compromisuri tehnice. De altfel, compromisurile tehnice au îngropat până la urmă acest proiect autopromițător. Pentru că era criză de tablă și Ceaușescu vroia să facă economie, s-a folosit o tablă foarte subțire de numai 0,4 mm. Inginerii au renunțat chiar și la această tablă și au folosit apoi o altă soluție mai aproape de cea folosită la celebrul Trabant, un compozit din poliester armat cu fibră de sticlă, lăudat la acea vreme de Elena Ceaușescu. În ultima etapă de producție, în a treia versiune de caroserie, se ajunsese ca Dacia Lăstun să fie fabricată din fibră de sticlă cu elemente de tablă. Mașina era dotată cu un motor în 4 timp cu 2 cilindri paralel verticali de 499 de centimetri cubi și 22,5 cai putere. Dacia Lăstun avea un consum excelent de numai 3,3 litri la 100 de km în regim constant, respectiv de 4,5 litri în ciclu urban. Consumul visat de Ceaușescu de numai 3 litri la 100 de kilometri nu a putut fi atins nici măcar în regim mix de funcționare, unde se stabiliza la 3,3 litri. Viteza ideală și economică de deplasare era de 70 de kilometri pe oră, dar mașina putea accelera până la un maxim de 106 kilometri la oră. Transmisia era manuală cu 4 trepte de viteză, iar selectorul era amplasat lângă volan. La capitolul sistem de frânare, mașina vedea cu tamburi pe ambele roți, astfel că nu era foarte stabilă, mai ales că dimensiunile ei și greutatea erau foarte reduse. Dacia Lăstun cântărea numai 550 de kilograme, iar masa maximă admisă era de 860 de kilograme. La interior, spațiul era destul de mic, iar ca să pui ceva mare în portbagaj, aveai soluția de a înclina bancheta din spate. Aceeași problemă o are în acest moment și Dacia Spring. Scaunele erau destul de rigide, fiind realizate din plastic și tapizate cu vinil. Chiar și cu dotările limitate, mașina era una agilă, mișcându-se ușor în trafic. În plus, cum ergonomia geamurilor era destul de spartană, era ușor de parcat, chiar de evitat pericolele. Într-o perioadă în care o Dacia obișnuită costa 60.000 de lei, Ceaușescu spera să o vândă cu 17.000 de lei. În cele din urmă, mașina avea să ajungă pe piață la aproape 30.000 de lei, un preț bun pentru acele vremuri.
Ma presiunea economică era foarte mare, adică presiunea foarte mare din punct de vedere economic pentru încadrarea în preț. Nimeni nu avea curaj să spună la când a fost prezentarea și asta că mașina asta nu se încadrează în cei 28.000. Când a venit Ceaușescu la noi, ultima dată era 28.000 de lei prețul. Ne încadrăm în preț, ne încadrăm în costuri. Dacia Lăstun s-a produs până în 1991 în 3 serii, în total în jur de 6.500 de exemplare. Un lucru remarcabil era că aproape toate componentele automobilului erau produse în România. Era un lucru bun pentru economie, dar și o problemă, pentru că multe piese erau de o calitate îndoielnică. Cei care au cumpărat au îngropat practic protecția consumatorului cu plângeri diverse, contactul de pornire se blochează, timoneria carburatorului s-a deformat, bobina de inducție s-a ars, ușile nu se închid bine, rezultând o pătrundere abundentă a apei în interior de la ploaie, toba de eșapament a căzut, defecțiuni la pompa de benzină, cutia de viteză blocată, acestea erau cele mai frecvente defecțiuni. Eram stresați, eram pus sub această presiune. Erau lucruri care se puteau realiza printr-o organizare mai bună, printr-o conducere mai economică, mai ergonomică, mai, cum să zic, anumite condiții se puteau realiza. În martie 1990, Comisia Națională pentru Standarde Metrologice și de Calitate a interzis producerea și comercializarea lăstunului. Ultimele comenzi aflate pe stoc au ajuns însă la clienți abia în 1992, an în care a fost închisă și fabrica de la Timișoara. Dacia Lăstun a murit prematur, spun specialiștii. Avea un potențial uriaș dacă s-ar fi mizat pe calitate. Din păcate, pentru a-i scoate un preț bun, s-au făcut multe compromisuri care au dus în cele din urmă la încetarea producției. Puțină lume știe că înainte de Revoluția din 1989, Ceaușescu avea planuri ambițioase pentru Dacia Lăstun. Inginerii testau deja un proiect de propulsie electrică, astfel că Lăstunul putea deveni prima mașină electrică produsă integral în România. În acest moment, prima mașină electrică Dacia este în fapt o mașină chinezească. Ceaușescu miza pe faptul că România producea energie electrică la un nivel semnificativ, cu mult peste necesarul național, și că o parte din producție putea fi dusă către transportul auto. În acele vremuri apăreau de altfel și primele troleibuze electrice, iar Lăstunul era gândit ca o mașină pe care să o încarci de acasă, de la o priză obișnuită. A fost Ceaușescu un vizionar? Puțin probabil. El până la urmă și-a dorit un automobil mic doar pentru a fi economic și ieftin, nu neapărat a anticipat alte avantaje. Credea mult în el, dovadă și faptul că în 1989, la Târgul Internațional București, a fost expus un studiu de Dacia 500 cu o caroserie alungită. Și se mai spune că se lua în calcul inclusiv o motorizare diesel pentru un consum chiar mai redus. Un alt proiect românesc care a murit prematur, care avea potențial, care putea rescrie destinul industriei din România.